Salut, camarazi! Vreau să vă fac un clip acum la cald despre Simona Halep și situația ei. Știți și voi că în ultimii 3 ani, pe vremea urgiei, Simona Halep a ieșit pe televiziuni și pe unde a mai ieșit ea și în presă și a îndemnat lumea să se înțepe. Adică i-a trimis la moarte. Pentru mine asta e o josnicie. Ea nu e medic, n-are niciun curs de infirmieră sau de medic sau ce-o fi de cadru medical, deci indiferent că i-a dat bani sau nu, ceea ce a făcut ea a fost josnic și jalnic, așa. Acum că au suspendat-o, face greșel după greșel, se încăpățânează în prostie pe barba ei. Ăia i-au propus Federația Internațională să meargă pe recunoaștere, îi dătea un an jumate și acum a jucat din nou. Dar ea nu, domne, nu, ea e cavalerul dreptății, o ține sabia sus, nu știu ce. Nu, bă, nu merge lumea așa, bă. Șarapova a fost prinsă dopată pe bune, a recunoscut, i-a dat câteva luni, a jucat din nou, sponsorii n-au plecat. Simona Halep și-a concediat toți românii de pe lângă ea, pe Cercel, care era preparatorul ei de ani de zile, l-a concediat. A concediat-o pe Virginia Ruzici, care a câștigat Roland Garros la vremea ei, nu? S-a dus și s-a dat pe mâna la niște străini. Bă, e posibil atâta prostie? S-a dus la Academia lui Muratoglu. Bineînțeles că la fiind și gagicar, nevasta lui ăla probabil că i-a luat casa a foc, înțelegeți? Și bănuiala mea că nevasta lui ăla i-a băgat ciocolata aia ce era canadiană ca să o termine, știi? Păi băi frate, Muratoglu ăla a fost 10-15 ani, a fost antrenorul lui Serena Williams și a mâncat probabil milioane de euro de la aia și de dolari. Și tu te duci și te bagi în gura lupului ca prostul, știi? Așa, vă dați seama că ceea ce a luat ea atunci, ciocolata aia ce era energizant ăla, costa un dolar, adică era să găsea și la cub și la, eu știu, aruncată în bucătărie, știi? Deci ea l-a plătit pe ăla probabil cu 100 de mii de dolari și el i-a dat o ciocolată, un energizant de un dolar și ăla nici nu știa ce e cu aia, avea o relație probabil, o firmă sau nevasta lui ăla a lucrat-o, știți? Că se pare că preparatoarea aia care îi trebuia să se ocupe de energizantele ei, aia a băgat-o acolo, deci poate să fie mâna nevestei lui Muratoglu, că femeile se răzbună în felul lor, nu? Așa, acum în loc să facă ciocul mic, a luat-o, nu domne, că-s nevinovată, că o fi căpăsit. Bă, ea în prostia ei cred că s-a înțepat. Deja se vedea că ea nu mai are același randament. Dacă lui Dumnezeu nu e milă de ea, o să dea și colțul dacă s-a înțepat, știi? V-am zis, gestul de a trimite lumea la înțepat e josnic, i-a trimis la moarte, înțelegeți? Așa. Deci ea e responsabilă morală pentru moartea la 200 de mii aici, așa. După aia n-a recunoscut, dacă recunoștea că și în dreptul american, când mergi pe recunoaștere, ți se dă mai puțin, te aranjezi cu procuratura. Așa și ea, când avocații ei au vorbit cu ea de la ITP, trebuia să zică, domne, hai că recunoaște, dați-i mai puțin și s-a aranja. Pentru că șeful la agenția aia de contra drogurilor e un american, deci conațional cu Serena și cu Venus Williams și cu asta v-am zis totul, nu? Așa, mai ales că ea a bătut-o la Wimbledon acum 2-3 ani și nu le-a convenit, au lucrat-o frumos, nu? Așa, acum o altă chestie. Simona, ca toate elitele, mai mult sau mai puțin celebre ale României sau decente, avea o vilă până Băneasa, până Pipera, în nordul Bucureștiului, o vilă de vreo 4,3 milioane de euro. A reușit să găsească un cumpărător și s-a mutat la Dubai, bineînțeles, a zghicit, bingo, așa. Băi, frate,
M-am uitat și adineaori că m-am dus că mai mi-a dat un camarad două genți de îmbrăcăminte ca să dăm la copiii ăia orfani. M-am uitat în metrou, băi, oamenii sunt complet îndobitociți, robotizați, toată lumea stă cu capul în telefon, complet idioți, îndobitociți, fără să îi forțeze, fără nimic. De bună voie fiecare român se îndobitocește cu telefonul mobil. Eu îl deschid dimineața, mă uit pe un anumit site la știri, îl mai deschid odată seara tot la știri și îmi fac treaba cu el. După aia eu nu mă ating de telefon, știi? Oamenii nu mai pot să mai trăiască fără telefon, băi, deja e un drog, așa. Dar nu e drog, e control mental. E aceeași treabă și cu tatuajele de la cap la picioare și ăla e tot control mental, înțelegeți? Și toate astea îi robotizează și îi marginalizează pe oameni care devin roboți. Așa și Simona noastră se mută la Dubai, s-a mutat deja la Dubai și a vândut vila din nordul Bucureștiului, s-a mutat la Dubai. Eu zic că asta e tot un control mental. Toată lumea se duce la Dubai. Bine, o înțeleg pe Bianca Drăgușanu, care doar un neuron sau doi, știi, o înțeleg. Sau pe Daniela Crudu, știi, că se duce după client, se duc amândouă după clienți pe acolo. Dar băi, frate, când tu, sportiva României și mândria acestei țări, te duci acolo, mie mi se pare un fel de trădare, un fel de josnicie față de poporul român care a fost mândru de ea, care a stat alături, care a aplaudat-o, care a susținut-o. Mi se pare josnic treaba asta. Și o altă româncă, Jacqueline Cristian, și prenumele francez, nu e românesc, Jacqueline Cristian, a câștigat și ea un turneu, a mai jucat o finală, a mai adunat pe aici, pe acolo, a făcut și ea 1 milion. Și ce credeți? Se duce și ea tot în Dubai. Bă, frate, dacă n-ar fi trist, ar fi de râs, băi. Băi, asta, Dubaiul, Miami și toate astea, băi, sunt controle mentale, băi. Oamenii nu-și mai dau seama că sunt controlați mental, că nu mai acționează cum vor ei din puterea și voința lor mentală și spirituală și sufletească. Nu, bă, oamenii sunt prostiți la așa mod că se duc ca dobitoacele la jgheap să bea apă, toate grămadă. Așa și ăștia, și Simona Halep, și Jacqueline Cristian și alții și alții, toată lumea în Dubai, băi frate. Băi, mi se pare, nu știu, un fel de trădare față de țara în care te-ai născut și ai crescut, un fel de trădare pentru bunicii tăi care te-au ținut pe genunchi și ți-au spus povești când erau mici, indiferent că i-a spus în macedoană sau în românește, era pe pământul României, știi? Mi se pare și o trădare și o josnicie și un fel de afront față de românii care au susținut-o, au iubit-o și ea le-a plătit cu nerecunoștință, ba i-a trimis și la moarte nevinovați. Deci eu zic că face parte din josnicia, ce să zic, o mare josnicie, cred că putem să o punem alături de Iuda. Dacă și ea a avut prostia să înțepe, eu zic că Dumnezeu o să-i plătească. Nu-i doresc, că nu doresc moartea la nimeni, dar știți și voi, unele fapte se plătesc, da? Hai că vă aștept la comentarii, vă pup cu drag, pa, camarazi!